Milostivul Dumnezeu să primească Sfânta Dumnezească liturghie de astăzi. Hristos Dumnezeu, prea curată, Maica lui Dumnezeu, să vă răsplătească tuturor după cădința, râna și evlavia frăților voastre. Bucurie Sfântă în casa și familia dumneavoastră. Iată, sărbătorile s-au încheiat și aproape că s-au încheiat și la frații noștri de pe Sifrut, având încă săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, Miercuri Bobotează, să începem acest an și plăcut lucru faceți frățile voastre cei prezenți astăzi la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie, unde ați venit să implorați mila, iertarea lui Dumnezeu și să începem și să începeți un an nou binecuvântat. De fiecare dată, de altfel, vă spun și după predică, la sfârșit. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru anul care a trecut să ne ierte păcatele, că multe au fost, să spunem. Să ne binecuvinteze Dumnezeu în acest an, un an nou, plin de belșug. Și cei mai sfânt și mai scump, să ne dăruiască milostivul Dumnezeu sănătate, viață care este un dar de la Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu sănătate, să avem timp să-i mulțumim unde a ajuns lui Dumnezeu, dar și să ne mântuim sufletul nostru. Mai bine zis, să ne dea Dumnezeu răgaz de pocăință, să ne ajungă ani, să putem să-i mulțumim lui Dumnezeu și să fim în slujba lui Dumnezeu, fiindcă, vedeți, frățile voastre, cum vine moartea pe neașteptate. Unde auzi, astăzi auzim mai tot timpul foarte mulți tineri care pleacă la lume. Și auzim în popor mai tot timpul pe cei puțin credincioși, că doar bătrânii, cei în vârstă, au trebuință de doctor, și de mântuirea sufletului. Ei sunt tineri și au timp. Vedeți că moartea nu te întreabă că ești tânăr, că ești bătrân, că ești slugă sau stăpân. De fiecare dată să nu uităm să ne îngrijim de suflet, că nu știm ceasul plecării. Și foarte mult să ne gândim ce am făcut până acum în viața noastră și cât am prețit timpul, fiind în slujba lui Dumnezeu, sau mai mult a celui rău. E bine, Dumnezeu este iubire, este iertare, dar să nu profităm de bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu întârzie, dar nu uită. Frățile voastre, de fiecare dată vă dau pildă pe cei care vă căutați frumos de suflet și văzând în biserică, prezența frăților voastre, mă bucur atât timp cât vedem mamă, tată, fiu, fiică. Cât de frumos lucrează milostivul Dumnezeu în acea binecuvântată familie, unde prezența obligatorie morală a fiecărui creștin, cu mic, cu mare, să fim în slujba lui Dumnezeu. Ori mulți părinți se roagă și făcând chiar pomelnic, rugându-ne pe noi slujitorii să mijlocim la Dumnezeu, pentru ca să întoarcă pe copiilor la Dumnezeu. Avem, de altfel, uitați că vedem și în biserici, în mănăstiri, foarte mult tineret credincios. Că majoritatea spunem că tineretul e rău. O fi, sunt și mai buni și mai puțin credincioși, dar iată că se vede formarea duhovnicească. Și mai avem un cuvânt noi, îl zicem tot mereu, 7 ani de acasă, unde bunicii noștri, părinții noștri ne-au insuflat credința în Dumnezeu și a rămas și rămâne până la veci bătrânețe. Așa că cât de fericit poate să fie o mamă și un tată când își vede copilul, fiica, în fața Sfântului Altar, în duminici sărbători.
cât de mărmiți și supărați sunt părinții care se plâng mereu că copiii nu se supun, nu ascultă, nu se roagă, nu se spovedesc, nu se împărtășesc. Și atunci ne arată Dumnezeu roadele. Le vedem pe viu, le simțim pe viu, unde nu este credință sau necredință. Să știți că în casa unde nu este rugăciune, unde nu se spovedește și împărtășesc, mai cu seamă prezența la Sfânta Liturghie, prigonim Duhul lui Dumnezeu, care se rășește atât în noi și asupra noastră. Vedeți că satana lucrează tot timpul să ne dea acea lene, chiar dacă puțin ne doare capul sau amețim, că nu mă duc astăzi la biserică, că mi-este rău. Și că nu cumva să-mi fie mult mai rău, stând în picioare sau ascultând slujba două, trei ore. Și așa ne înșeală vrăjmașul, ne dă acea lene, ne dă că suntem bolnavi și iată că pierdem Sfânta Dumnezească Liturghie într-o duminică binecuvântată, într-o sărbătoare care cinstim Sfinții care sunt prezmi și pasnici lui Dumnezeu și amânând așa tot înainte, Duhul necurat se sălășește în acea casă unde ați văzut cât de greu și cu nevoie scăpăm de acele nenorociri care se plâng mulți dintre credincioși că în casă aud fel de fel de nenorociri sau văd sau nu știu ce acolo, fiindcă casa nu este simțită cu ani, în casă nu este rugăciune, nu mai spunem să citim Paraclisul care este o doctorie pentru sufletul nostru, mezi de noapte la 12, rugăciune de dimineață de seară, de umilință, uite pe care îi cerești Mântuitorul și Îngerul Păzitor. Și tot amânăm, amânăm, amânăm și ați văzut că când e cazul că vine spovedania, diavolul îi dă rușine, de ce să mă duc să spovedesc păcatul? Ori preotul e prea tânăr, duhovnic, ori e rușinos ce am făcut și nu spun. Și vine furul și tăharul, satana, și dar după el vine moartea. Că noi mijlocim la Dumnezeu să ne dea în sfârșit creștinesc. Dar întrebarea mea este cei care au plecat și pleacă nepregătiți. Păi lauda o avem tot timpul că suntem creștini ortodoxi. Că suntem din neam creștini ortodoxi și părinți și bunici. Dar noi n-am călcat odată în biserică. Nu știm cum arată o biserică, o mănăstire. Nu ne-am spovedit niciodată, nu ne-am pătrunit niciodată. Spune Sfânta Biserică și canoanele bisericii. Chiar dacă ai fost încreștinat și botezat în numele Sfântului Trăim și tu niciodată n-ai pășit spre biserică, să fie afărisit, să dea anatema de către biserică. Așa că, vedeți, nu-i tot a spune Doamne, Doamne, și vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu fără nicio pregătire, până la urmă. Sau făcând o cruce și aceea în grabă și în fugă, că mă uit, trei sferturi din credincioși nu știe să se închine corect. Să nu uitați, să vă uitați bine într-o duminică, fără să vă spun eu, câți credincioși se închină corect. Câți din credincioși fac semnul Sfintei Cruci corect. Care Dumnezeu ne-a lăsat o armă împotriva Duhului necurat. Cu această armă luptăm și ne ocrotește Dumnezeu. Armă împotriva diavolului, crucea ta este, Doamne. Așa că pe fugă facem totul și așteptăm foarte repede ca Dumnezeu să se milosivească spre noi. Vedeți că sunt și avem deseori încercări. Facem un pomelnic, ne ducem și spunem durerile în cazul, doar pe moment îl scrim pe acea hârtiuță și las că Dumnezeu e bun și preotul se roagă și eu mă duc și în termin ce am de făcut și continuu păcate care le-am făcut, doar am plătit acolo 10-20 lei la biserică și sunt asigurat 40 de zile și uităm că încercarea vine la pomeni. La unii buni credincioși, temători de Dumnezeu, nici n-apucă bine 10 zile de Sfânta Liturghie la pomeni și Dumnezeu îi blagoslovește cu ceea ce a cerut.
La alții trec poate și ani și un an. Încă n-am avut recunoștință. Recunoștință, iar de ce vrem o pildă mai vie ca astăzi? Cei 10 leproși. Cât au implorat mila lui Dumnezeu și să facă sănătoși. Hristos Dumnezeu, știind necredința lor, din dragostea, bunătatea, mila sa, i-a tămărit. Și ce a poruncit Hristos? Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și erau iertați de Hristos Dumnezeu. Dar a văzut necredința lor, nemulțumirea lor, fiindcă doar unul s-a întors înapoi să-i mulțumească lui Dumnezeu și Mântuitorul a întrebat, au doar cei nouă unde sunt? Și cel care s-a întors înapoi să-i mulțumească lui Dumnezeu, acel era de-al neam samarinean. Vedeți? Puțină credința noastră. Când avem nevoie, căutăm minuni deseori. Minuni și să vedem mâine minunea. Că e bine totul. Dar fără prea mult să ne ostenim, să ne rugăm milosiv lui Dumnezeu și până acele minunea aceea care vrem să vedem mai tot timpul, deși Dumnezeu arată multe minuni, dar suntem necredincioși noi, puțin credincioși când le vedem, le simțim, ne apucăm de alte păcate grele. Lăsându-le pe alea din urmă nespovedite, începem pe alea care iar de noi le săvârșim și trecem la ele. Îndoială, nemulțumire mai tot timpul. Tot timpul dăm vina pe Dumnezeu. În totul este Dumnezeu vinovat. De ce eu, Doamne, de ce nu cel lângă mine? Sau unii dintre noi spun așa. Au doar eu merg la biserică. Postez de 2 ori pe săptămână. Țin postul. De ce tocmai mie mi se întâmplă aceste încercări și nenorociri? Ei bine, Dumnezeu spune, v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Sunt încercări, dar Dumnezeu îl încearcă pe cel care este în slujba lui. Și nu așa ușoară este calea mântuirii. Faci 2-3 pași. Cărarea este foarte îngustă și cu a nevoie de urcat acele trepte, 40 de zile, cum spuneam, în postul mare, o zi de post, o treaptă urcată spre ceruri. Foarte greu și cu a nevoie când suntem într-adevăr în slujba lui Dumnezeu. Că ați văzut că, bine, eu nu m-am rugat și totuși am așa o liniște noaptea. Păi normal că diavolul necurat, deci că este teolog. El nu doarme niciodată, nu mănâncă niciodată. Toate le are, dar nu s-a smerit. Și este diavol, până la urmă. Și un creștin adevărat, care este cu adevărat creștin și își face datoria și pravila, acela este mult mai încercat ca unul care s-a depărtat de Dumnezeu. Că Dumnezeu ne încearcă și, cum spunea bine, că tot eu pilda în altă sfințitului Ioachim, ne învește bine până a judeca că a plecat preletul. A fost pregătit. Înseamnă că noi trebuie să mai rămânem, că nu suntem îndeajuns de pregătiți. Ei bine, acum am dat o pildă cu Eva și spuneam, duci mortul spre groapă, fratele, ruda. Și nu ți-aduci aminte pe moment de frica morții, că și tu te duci în locul lui acolo, în sicriu mâine, poi mâine. Și că uiți că doar ești călător, sau avem cu toții un popas scurt de făcut pe acest pământ. Și eu și dumneavoastră, orice am vorbit de bine, numai de moarte să nu vorbim. Omul ar dori să trăiască veșnic. Dar din păcate, până la 70 de ani, ce e viața acestui om, după 70 de ani, încolo, un dar divin, primim de la Dumnezeu înmulțirea anilor. Voia lui Dumnezeu. Ați văzut că alții mor de tineri, alții mor la peste 100 de ani și cu toți îi mulțumesc lui Dumnezeu. Dar ne gândim că orice am face, să facem să nu chinuim pe cealaltă lume.
să ne facem mai bine canonul pe acest pământ decât să ne ducem în urgia iadului, în focul veșnic. E acum astăzi, în Sfintele Luminii Sărbători, mă uit la dumneavoastră, care vă cunosc de ani de zile, frumos, vă căutați de suflet. Și cum să nu mă bucur, câtă dragoste arătați față de Dumnezeu, Biserică, și că vă căutați totuși de suflet. Și ați rămas în slujba lui Dumnezeu. Fiindcă omul necredincios, puțin credincios, este lovit și bătut de toate valurile vieții. Ați văzut ce repede cade un om care nu are credință în desnădejde? Nu mai spunem depresie. Majoritatea spunem, vai de mine, părinte, fiul meu a învățat prea mult, fiica mea e prea deșteaptă și a căzut în depresie. Dar până a fi deșteaptă, de la cine are înțelepciunea, fiica, fiul, madar? Cine a dărit înțelepciunea, darul divin, să fie înțeleaptă? Se roagă lui Dumnezeu, își caută de suflet. Ați întrebat-o dacă în viața ei s-a spăvit vreodată, s-a împărțit vreodată, ei nu. Asta nu pot umbla, că e cam sensibil de treaba acolo. Tu cumva s-o supăr și să nu mai înveți după aia. Deci te lepezi de orice, iubire de sine și euul acesta de noi, care îl avem fiecare, totul de la mine pornește. Eu sunt mare, înțelept. Mă bucur că vă văd de număr foarte, foarte mare și tot timpul ați avut o evlavie mare către Maica Domnului, să spun așa, către acest sfânt așezământ. Și ați venit și pe timpuri mai bune și pe timpuri mai... prin încercări, fiindcă așa putem scăpa și să fim sloboziți. Acum eu n-ați proroc și să vă spun că nimina Maicii Domnului resimțim că Dumnezeu ne va slobozi vara aceasta de această grea încercare și pandemie care